fură cireșe. Și eu stau de 6. Vin 2, Vanda. Vin 2. Acolo. Bă, ia și pentru... Bag în sân. Bag în sân. Bagă tricou în pantaloni și bag în sân. Ia să văd cât ai luat. Mamă, cât ceva. A, ce bun. Așa, milor. Cireșe, primele cireșe pe anul ăsta. A, bun. Geamilor, bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul nostru de YouTube. YouTube. Deci, geamilor, astăzi este o zi miraculoasă. Voi luați vacanța, noi luăm vacanța. Mega, mega tare. Dacă mă gândesc așa, ce tare era când eram la școală. 3 luni de vacanță, geamilor. Poai, ce... Omenie. 3 luni de vacanță, nu te trezești dimineața, nu faci nimic, dormi cât vrei, stai afară cât vrei, toată ziua te joci, mănânci. Ah, jamjerie, de adevărat, vacanța. Dacă nu v-ați abonat la canalul nostru de YouTube, v-aș ruga acum să dați un subscribe, exact aici jos, să apăsați pe clopoțel și, bineînțeles, să vă uitați până la sfârșitul acestui videoclip. Familiilor, mai trebuie să revin o dată pe ideea cu vacanța. Bă, 3 luni, încă mai e vacanța 3 luni? Băgați un comentariu, fraților, că nu cred așa ceva. 3 luni. Deci, nu că omenie, e boierime și asta nu e numai de vară. Din ce mai mi-aduc eu aminte, mai aveam și vacanța de primăvară și vacanța de toamnă și iarnă, dacă nu mă înșel. Wow, geamilor, fii atent cât e asta, mamaie. Fii atent, ca să... E pe bune. Tare. Și dacă suflu? Haina asta, pentru că e mai stricată. Nu ai nicio șansă. Păi, mi-e și frică de ele. Cât de mari. 3 luni de zile, frate. Păi... Da, dar erau chestia aia cu temele. Păi, zădea teme și la mate și la română. Păi, câte așa, nu știu cât, 10-20 de pagini. Bun, numai mate și română, dacă aveai noroc. Dar alea le făceai din glesnă în ultima săptămână. Țac-țac și ceabus. Afară, direct, la șlapi, prăgeal. Nu știu unde ați copilărit voi, fiecare, da, unde a copilărit. Dar eu am avut o copilărie super mega giga tare. Copil din anii 90. Super tare. Fără calculator, fără chestii, calculator foarte târziu. Bun, mă, jamilor. Să derulăm înapoi la ce am vrut eu de fapt să vă spun. Jap. O să începem cu o bere și jumătate. Da, ați auzit bine, o bere și jumătate, jamilor. Deci, jamilor, am să vă prezint astăzi o bere și jumătate pentru... Un om și jumătate. Astăzi, jamilor. Deci, intro, rubrica spumă, jam. Ca să înțelegeți câtă drojdie are berea asta, o să o pun în soare. De asta îi spune lui berea asta Spice Beer, pentru că este o bere albă, ca miere. Improvizația la Jam-Jamus. Așa trebuie să aud o bere. Jamilor, aceasta este o bere de mic Crăciun, de la Hofmann. Este o bere albă, Spice Beer, cu foarte multă drojdie în ea. De aceea acest gen de bere, pentru a pune și drojdia care rămâne la fund, se amestecă puțin. Da. Ca la mine, ți-a ieșit. Bun. Bine. Am pus toate drogurile mega prost. Da. Weißbier. Hofmann este un producător de bere de la noi din regiune. Berea aceasta se găsește numai aici la noi, în Franken. Este o bere cu un nivel de alcool de 5,4. În Germania este o bere de mic dejun, care se bea la Weißwurst. Familia aceasta face berea asta din 1663, în a 11-a generație. Seamănă cu cea de la Sebaldus, dar este mult mai lejeră în gust, mult mai acidulată și lipsește nota aceea de citric. O bere de 352 de ani. Asta-i, jamilor! Mi-am luat hainele de duminică și vreau să vă prezint această băutură specială. Bere! Deci, jamilor, distracție, distracție. O idee foarte bună, nu pentru noi aici, dar pentru țările foarte calde. La început, jamilor, sticla asta nu a avut pentru mine, berari, nicio logică. Din niciun punct de vedere. O sticlă atât de mică de bere, să dau pe ea 1 euro, când pot cu 1 euro să-mi cumpăr aceeași marcă, aceeași bere, într-o sticlă de 50. Nu am înțeles conceptul. Până când am stat de vorbă cu cineva din Italia și ne-a explicat că și ei au berile astea și conceptul vine în principiu de acolo. Acolo fiind foarte, foarte cald, nu se merită să-ți cumpere o bere la 500, pentru că până o bei, se încălzește, jamilor. Și atunci, tada! Aplauze! Pentru cei care nu au știut, de aceea există bere la 0,25, nu la 0,33, la 0,25, jamilor. Îți cumperi o bere, o bei, e încă rece până la gata și după aia îi dai drumul la următoarea, normal, pentru că o bere nu e o bere. În principiu, această bere este un Grüner, n-am să bat up în piuă despre această bere prea mult, am să vă prezint toată vara, asta e berea mea preferată, berea noastră preferată, berea orașului, cum am mai spus, în vlogul care am să-l pun aici sus. Este o bere deschisă, light, nu face spumă, deci are un nivel de drojdie foarte mic. Sortul ăsta de bere se numește în Germania Hell. Există foarte multe rețete de Hell. Părerea mea, asta este cea mai reușită din toate sorturile pe care le-am probat. Am să mai vă prezint sorturi de bere Hell pe acest canal și să intrăm în detaliu cu ele, dar resumându-mă la Grüner, Fürth Hell, mirific. O bere perfectă pentru a doua zi, pentru seară, la mâncare, la orice, jamilor. Acestea fiind spuse, jamilor, v-am pupat până mai târziu. Am să-mi termin berea, până vă spune asta, cum a băut el 5000 de canistre. Așa. Da, Andreea? Da? Preiau, nu te aud bine, stai puțin. Acum, da, preiau legătura. Suntem aici la fața locului pe jamgerie și nu va fi un vlog despre biciclete, jamilor, va fi un vlog despre vacanță. Și acum vă vom lua cu noi până la Decathlon. Avem un Decathlon aici la noi în oraș. Până acum tot ce comandam de la Decathlon, comandam pe internet. Deci, Decathlon, dacă vezi acest videoclip, avem un Decathlon nou în Fürth. Contactează-ne să facem o jamgerie. Da, în principiu susținem marca Decathlon, magazinul de fapt Decathlon și mărcile care se vând de acolo. Până acum tot ce am cumpărat de la ei a fost de o calitate mulțumitoare și asta e jamgeria. Să-i dăm bătăi, brăcai, că se filmează. Jamilor, aici unde ne aflăm noi acum a fost după război cartierul american în Fürth. Astea erau cazarmele lor. Și Da, zona unde țineau OZN-urile. Deci apartamentele astea aici sunt gen studio, foarte înalte, știi? Sus ai dormitor ceva și jos ai living mare. La fel și aici. Am fost într-unul, dar toată strada e așa. Sus ai terasă, jamilor. Foarte tare. În cartierul ăsta american am fi vrut să stăm noi, să cuprindă pe o porțiune foarte mare aici, în sudul orașului. Deci nu mai trebuie să vă spun că ne aflăm în sudul orașului. Apartamentele de aici sunt foarte, foarte faine, jamilor. Și ai în apropiere totul. Noi am stat în zona asta de sud a orașului și ne-am fi dorit un astfel de apartament. Dar, da, e bătăie. Dar e bătăie pe ele. N-ai nicio șansă. Numai cu nepoțială, pile, chestii, geam, ca peste tot. Uite ce nori mari. Perfect, în efect. Da, geamul. În principiu ăsta era un magazin de flori și chestii de grădinărit, pe care, din câte văd eu, acum îl împart cu Decathlon. Cel mai apropiat Decathlon fiind în Regensburg, la 10 de kilometri, 11.000 de kilometri de unde locuim noi. Jamilor, provocare. Provocare, jamilor. Nu o facem, jamilor. Am vrut să fac provocare. Eco! Reminisce over you. Deci, în principiu, jamilor, noi ne aflăm la New Orleans Jazz Festival. Chestia asta e pe gratis pentru toată lumea. Găsești de mâncare, de băut și muzică live jazz din New Orleans, din trupe din New Orleans. Mega, mega tare. Asta e o dată pe an. Dar ce mi se pare foarte, foarte tare, jamilor, la bere, deși ești la borcan de plastic, primești așa un fan, se numește în Germania, o garanție. Deși paharele sunt de plastic, trebuie să plătești o garanție, primești aceste două pastile de plastic, iar când le duci înapoi, împreună cu paharul, îți primești garanția înapoi. Super tare ca oamenii să nu arunce peste tot aceste pahare de plastic. O idee care poate ar putea să o implementeze și alți oameni în alte țări, jamilor. Tocmai au început să bage ăsta, Florin Salam cu Guță. Ia gătă-i, ce mândris! Ia o zi pe jam. Și acordă lăutarii, ce bun! Urmăresc un coleg, jamilor. Deci eu vă spun, așa, în maxim 5-10 ani o să dispară zațurile astea de camere, bazuca, și o să avem toți niște GoPro-uri pe spinare sau pe cap. Jamilor, falafel. Original falafel pentru jam. Vedem dacă e bun. Urmă, jamilor, deci ăștia, festivalul ăsta ține de pe 7 până pe 9. Acum am aflat că este al 20-lea festival de jazz la New Orleans. Al 20-lea an consecutiv când oamenii ăștia din New Orleans vin și cântă aici în Fürth. Jam, imagini de la festival. Ia-o pe asta. Well, I'm an old man now. I just told my grandson, boy, you can look into a woman's eyes and tell her she the one. But he didn't listen because they thought he was grown. If he listened to his granddaddy, he wouldn't be there all alone. Lord have mercy, because now she gone. Whoa, you know his baby's gone. You come along with me. Sunt un ceam foarte bun și am să închei acum. Deci, jamilor, asta a fost New Orleans, asta a fost Decathlon. 3 luni de vacanță, numai cu aia am rămas, 3 luni de vacanță. Deci, vacanța mare. Numai cu chestia asta am rămas în cap. 3 luni de vacanță. Poți să-ți imaginezi 3 luni de vacanță. V-am pupat pe portofel și ne vedem vinerea viitoare, jamilor. Foarte, foarte bun, cu something special pentru jamilor. Hai să furăm ceva de aici, că nu ne controlează. Ăștia sunt prea distrați acum că fac, că termină lucru. Se schimbă schimbul. Ha? Ce zici? Te bagi? Hm? Cine crede că noi furăm ceva? Băgăm un ghiozdan și ne luăm o apă minerală. Ok. Ha? Să facem asta? Păi ce? Dacă putem să furăm cireșe? Deci, un șamponul Miriam? Cine furează? Cine furează? Cine furează azi o cireașă? Mâine furează un tort. Mâine furează un tort. Deci, oamenilor, acum că ne vedem ochi în ochi, vom lua liftul după atâtea milioane de kilometri pe bicicletă. Iar ne vedem. Hai să nu ne mai vedem. M-am pupat. Hai să terminăm cu vlogul ăsta. Hai, eu m-am săturat. Deci chiar m-am săturat de vlog. M-am săturat de tot. De vineri. De vineri? Ceau, v-am pupat. Să nu mai vă văd. Ceau. Care are, care n-are, care este marcătoare. Uite, o vezi, nu o vezi, pune bănul.